Bună ziua! Suntem gata? Da. Bună ziua, stimați reprezentanți ai mass media, dragi locuitori ai municipiului Chișinău. Astăzi vrem să vorbim despre două subiecte foarte sensibile, două subiecte pe care îi va atinge pe fiecare dintre noi și ambele subiecte sunt gestionate de o singură întreprindere municipală. Și anume, întreprinderea municipală, regia autosalubritate. Despre primul subiect foarte sensibil, va vorbi colega mea, Zinaida Popa. Zinaida, te rog frumos. Primul dintre subiecte este vorba despre câinii de pe străzile municipiului Chișinău și nemijlocit întreprinderea municipală care prestează servicii în ceea ce privește acest subiect. Sau, de fapt, aș spune eu, mimează acest lucru irosind banul public. Haideți să vedem cum stau lucrurile la acest capitol. Noi avem un regulament privind capturarea, transportarea, evidența și îngrijirea câinilor și pisicilor fără supraveghere și fără stăpân din municipiul Chișinău. Este secția de control și protecție animalelor de pe lângă direcția locativ comunală și avem întreprinderea municipală care are necropolă și care e responsabilă de câinii fără stăpân și procesul de capturare și întreținere a lor. Vreau să vă aduc la cunoștință că în data de 23 decembrie a fost constituită comisia cu privire la identificarea soluțiilor pentru rezolvarea problemei animalelor cu și fără stăpân din municipiul Chișinău. Au avut loc 3 ședințe ale acesteia și, de fapt, ea s-a încheiat fără vreun rezultat palpabil. De fapt, această comisie, după părerea noastră, a fost un fake, fiindcă nu a fost una lucrativă și nu a urmărit scopul de a găsi soluții eficiente și s-a constituit pentru a îndeplini mofturile cuiva. Din start se știa ce vor ei. Vor o altă întreprindere care să mulgă bugetul municipal fără o evidență clară a acestuia și le-au trebuit ceva, cum ar fi comisia respectivă, pentru a-și îndeplini acest moft în frunte cu domnul Ruslan Verbițchi. Se jonglează cu replici că ar fi conflicte între direcția locativ comunală și întreprinderea autosolubritate, dar realitatea este că nu se vrea să lucra în baza legislației în vigoare a actelor normative existente, precum și regulament, care de fapt ne vorbește clar despre cum ar trebui să se desfășoare acest proces și nici de fapt nu se vrea a lucra conștiincios conform atribuțiilor funcționale. S-a constatat după această comisie că nimeni în primăria municipiului Chișinău nu dorește să se preocupe și să gestioneze problema animalelor din municipiu. Și s-a creat impresia că cea mai oportună soluție este înființarea unei alte întreprinderi municipale care se va ocupa de animale. Atât, nimic mai mult. Fără o analiză detaliată a situației existente, fără identificarea problemelor de facto existente la moment, fără a-i pedepsi pe cei care sunt responsabili și nu își îndeplinesc atribuțiile funcționale, fără a lichida neregularitățile existente despre care ne vorbesc ultimele rapoarte ANSA, atât din 2020 cât și în 2021, cât și nejustificarea cheltuielilor în valoare de circa peste 1 milion de lei a întreprinderii municipale autosolubritate. De fapt, nu s-a căutat identificarea și aprofundarea problemei pentru o înțelegere amplă și găsirea soluției optime, dar se pare că este un scenariu mimat de către unii consilieri municipali împreună cu primăria, cu scop de a lecheda secția de control și protecție animalelor și înființarea unei noi întreprinderi cu director interimar, așa cum îi place primarului Ion Ceban. Oameni la caremul său și slujba lui, ci nu oameni competenți și independenți care ar putea câștiga concursul la funcția de director. Dar haideți să le luăm pe rând și să vorbim concret la teme, fapte și realități. În decembrie 2021, ANSA a desfășurat un control la adăpostul pentru animalele fără stăpân gestionat de autosolubritate și au fost constatate aproape 20 de încălcări grave a normelor legale, sanitare și morale.
începând de la faptul că necropola nu dispune de un veterinar, necropola activată în lipsa autorizației sanitar-veterinare, animalele vii și cadavrele se transportau cu aceeași unitate de transport și la fel nu dispuneau de autorizația sanitar-veterinară. Circa 500 de câini adăpostiți la necropolă nu sunt supravegheați de specialiști veterinari, ceea ce încalcă prevederile legale. Spațiile de întreținere nu corespund cerințelor stipulate în decizia Consiliului Municipal Chișinău din 2019. Toate astea până la lipsa de evidență a tuturor datelor necesare pentru întreținere. Pe lângă aceste nereguli, Inspecția Financiară a efectuat un control și a depistat nerespectarea prevederilor actelor normative în vigoare. Respectiv, au fost suportate cheltuieli neîntemeiate în sumă de 957.000 de lei, deja avem aproape 1.000.000 de lei nejustificat și folosit pe placul nu știu cui. Adică s-a amenajat o suprafață aproape de 1.000 de metri pătrați cu instalarea vălerelor, dar iarăși în stilul lui Ion Ceban. Noi facem ceva, ceea ce vrem noi, dar cât și cum cheltuim, nu vă este treaba voastră. 2. Au fost admise cheltuieri neregulamentare prin faptul că nu au fost respectat regulamentul în vigoare, iar animalele au fost capturate fără ordine de capturare și eliberare a câinilor. 3. A fost decontată neregulamentar benzina în cantitate de aproape 1.000 de litri, în valoare de peste 12.000 de lei. Totodată, au fost stabilite încălcări procedurare și deficiențe ale managementului financiar contabil. De fapt, ceea ce constatăm noi este că nu se duce o evidență clară și strictă a banului. Câți câini au fost capturați, care sunt ei, câți au fost eliberați, unde anume? Dar la sfârșit de an, ceea ce vedem noi este faptul că pe o foiță acolo, într-un proces verbal, se bifează câți câini și asta în funcție de câți bani le trebuie lor, aceste întreprinderi. Registrul electronic nu se completează, nu se îndeplinesc rapoartele necesare, dar sunt mofturi că nu vreau asta să fac sau cealaltă, în condițiile în care sunt acte care spun foarte clar cum ar trebui să se desfășoare toate aceste lucruri. Iată, vorbim despre toate aceste nereguli și încălcări, se dorește o nouă întreprindere. Cine dă garanții că, sau ne asigură că această întreprindere sau activitatea în această întreprindere va fi desfășurată altfel decât în întreprinderea municipală Autosolubritate? Cine? Spuneți-mi, vă rog. Apare și o altă întrebare. Cine va asigura strategia, politicile, dar și controlul eficienței banului public privind capturarea, sterilizarea și întreținerea animalelor fără adăpost în municipiul Chișinău, în condițiile în care nu va fi nici o entitate a primăriei care se va ocupa de această întrebare? Vă aduc aminte că întreprinderea municipală este asemenea unui SRL. Dacă SRL-ul are scop ca să eficientizeze cheltuielile și să obțină cât mai mult profit, din ceea ce vedem noi, întreprinderile municipale urmăresc scopul să beneficieze de cât mai mulți bani din bugetul municipal, fără mare responsabilizare. În condițiile în care, în anul 2021, au dispărut și murit peste 500 de câini, nu se oferă accesul la GPS, ca să fie clar parcursurile mașinilor de capturare, Autosolubritate eliberează câini în suburbii, fără a analiza impactul și autoritățile locale se trezesc cu nu știu de unde și cu nu știu câți câini, sunt animale sterilizate care nasc. Am avut precedente. Lipsesc autorizațiile necesare pentru desfășurarea activităților și multe alte neregularități. În aceste condiții, în aceste circumstanțe, noi cerem prelungirea desfășurării comisiei cu inițierea unor vizite a membrilor grupului în orașele care au succes în gestiunea acestei probleme. Desfășurarea întâlnirilor respective constructiv și fără impact politic, fără tentă politică. Identificarea și analiza problemei în detaliu, ci nu superficial. Studierea tuturor încălcărilor, inclusiv a petițiilor și care de fapt sunt cerințele de bază. Identificarea soluțiilor optime și doar apoi prezentarea raportului și a recomandărilor comisiei în Consiliul Municipal.
Reiterez poziția fracțiunii PAS, că noi nu putem să admitem crearea unei noi întreprinderi municipale în condițiile în care majoritatea absolută a întreprinderilor municipale sunt entități ineficiente care înregistrează pierderi de milioane de lei. Este o irresponsabilitate să facem acest lucru. Recomandăm ca primarul mai întâi să facă ordine la întreprinderea municipală Autosolubritate și Regia Transport Electric, după care să se apuce să facă întreprinderi municipale pentru administrarea situației maidanezilor. Mersi mult. Un alt subiect la care la fel este implicată Regia Autosolubritate și o să menționăm de ce am făcut anume legătură aceste două subiecte, voi relata eu. După cum vedem, în ultima perioadă, pe fundalul crizei pandemice, pe fundalul crizei energetice din Uniunea Europeană, pe fundalul războiului din țara vecină, socialistul Ion Ceban a pornit o serie de creștere a tarifelor și anume o creștere, nici nu putem să-i spunem, o ajustare în condițiile în care toate prețurile propuse sunt triplate. Așa cum a fost și exemplu cu transportul public, unde prețul se propune de a fi majorat de 3 ori, dar fără a fi făcut ordine în cadrul întreprinderilor municipale, Regia Transport Electric din Chișinău și Parcul Urban de Autobuse, mâine Ion Ceban va cere consilierul municipal la ședința CMC să voteze pentru această majorare. Deși a respins amendamentele propuse de fracțiunea PAS, prin care primarul ar fi trebuit să respecte un șir de condiții, printre care auditul funcțional și financiar la Regia Transport Electric și Parcul Urban de Autobuse, pentru a vedea cât de eficient sunt administrate aceste două instituții. De ce el refuză să facă audit? Pentru că este frică că anume un audit corect, independent, îi va deconspira schemele pe care le are și prin care fură din aceste două întreprinderi. Apoi să iasă pe la televiziuni și să ne acuze că condiționalitățile noastre vor falimenta acele două întreprinderi. Vor falimenta domnule primar, anume din motive că așa de bine administrați, gestionați aceste două întreprinderi. Și puneți ca cetățenii să restituie banii care sunt ineficient gestionați și care sunt furați de la aceste întreprinderi. Să ne amintim de exemplul întreprinderii municipale Infocom, la șefie căre Ion Ceban și-a angajat o persoană interpusă, fără concurs, pe ascuns, cu scopul de a fura baza de date de la întreprinderea municipală pentru a fi folosite în scopuri personale, în scopuri electorale și în alte scopuri. Deși întreprinderea înregistra un venit record pentru toată perioada de activitate în ultimii 2 ani. Iar după ce fracțiunea PAS a făcut investigații și a adus în atenția publicului despre intențiile ambilor Cebani, cum a fost numit pe coridoare acel administrator, așa a fost și demis. Acum să trecem la următorul plan uragan a primarului. Mâine va cere scumpirea de 3 ori a tarifului pentru colectarea, transportarea și depozitarea deșeurilor menajere din municipiul Chișinău. Adică, așa cum a vorbit colega mea Zinaida Popa, întreprinderea municipală Regia Autosolubritate, care nu a făcut nimic pentru soluționarea problemei animalilor fără adăpost în Chișinău, deși primea pentru asta milioane de lei anual, acum aceiași întreprinderi se bagă în buzunarele locuitorilor orașului și cere de 3 ori mai mult decât plătea aceștia până acum. Dumnealor ne prezinte exemple de prețuri din orașe europene și se justifică prin asta, însă uită să ne arate și
care este calitatea prestării serviciului în aceste orașe. Uite care este nivelul de trai a locuitorilor acestor orașe. Uite să ne arăte cum este gestionat procesul de colectare, cum este gestionat procesul de sortare, de gestionare, de depozitare. Au menționat niște orașe în care tind spre depozitare la nivel de zero aproape a deșeurilor și vin cu aceste propuneri la noi, unde nu sunt sortate, unde toate deșeurile sunt colectate într-o singură autospecială. Primarul de Chișinău și directorul întreprinderii municipale Regia Autosalubritate nu au nici o strategie și nici viziune privind managementul deșeurilor în municipiul Chișinău. Încă în anul 2020, colega noastră, fost consilieră actuală, deputat Ina Coșeru, a elaborat un proiect de decizie în care era prevăzut un plan concret de acțiuni pentru eficientizarea managementului deșeurilor și aducerea acestuia la niște standarde europene. Regia Autosalubritate era responsabilă să elaboreze schema de colectare a deșeurilor menajere și transportarea separată, lucru care nu a fost făcut. La momentul actual, toate deșeurile menajere, împreună cu cele care ar putea fi reciclate, sunt colectate grămadă în aceeași autospecială și transportate la Țânțăreni. Într-o localitate unde municipiul Chișinău pompează anual milioane de lei. Unii sunt platformele de colectare separate a deșeurilor care urmea să înlocuiască cele 1700 de tuburi de colectare vechi care sunt în scările blocurilor. Amintim că pentru a realiza această inițiativă au fost alocate peste 10 milioane de lei ca să fie amenajate platforme de colectare separată. Ce a făcut primarul Ioan Ceban? Nimic. El nu a reușit să implementeze elementar un proiect votat în cadrul Consiliului Municipal. Primarul Ion Ceban a dat cu piciorul în toate aceste decizii și nu a făcut nimic. Iar acum cere scumpirea prețului de trei ori. Municipiul Chișinău produce zilnic circa 600 de tone de deșeuri care sunt transportate la poligonul de la Țânțăreni. Peste 7 ani acest poligon va deveni neîncăpător. Unde vom duce deșeurile atunci, domnule primar? Se pare că primarul nu-și face grijă de ceea ce va fi în viitor și nu are o viziune clară despre managementul deșeurilor pe termen lung. Dumnealui se gândește cum să mai pună la cale diverse scheme atât cât mai este în fotoliu de primar. Situația deplorabilă la care a ajuns municipalitatea în domeniul deșeurilor este rezultatul indiferenței și refuzului primarului de conlucrare cu Ministerul Mediului. Ion Ceban nu vrea să coopereze în vederea construcției sistemului de gestionare a deșeurilor din țară. Acesta târgănează și nu vrea să urmeze strategia de gestionare a deșeurilor din Republica Moldova pentru anii 2013-2027. De ce în municipiul Ungheni este posibil, dar în Chișinău nu? Pentru că primarul Ion Ceban nu este deschis spre comunicare, cooperare, pentru a începe procesul de colaborare cu toate raioanele poligonului comun de regiunea 4, care include raioanele Strășeni, Criuleni, Aneinii Noi, Ieloveni și Hâncești. Bani pentru acest proiect sunt alocați, însă Chișinăul nu dorește să colaboreze cu nimeni. În secolul 21, administratorul capitalei Republicii Moldova preferă să colecteze deșeurile așa cum au fost colectate acum 100 de ani în urmă. În timp ce în toată lumea există o tendință de reducere la zero deșeurilor depozitate, sortarea acestora pe fracțiuni, reciclarea acestora, viziunea domnului primar este de a încasa triplu
și a le duce pe toate la țânțăreni. Reamintesc, mă repet, astăzi toate deșeurile din municipiul Chișinău sunt colectate și transportate cu o singură autospecială. Chiar dacă sunt coșuri separate pentru colectarea gunoiului, sunt colectate de aceeași autospecială. Despre ce majorări putem vorbi, domnul primar? Atât timp când nu respectați și nu implementați elementar o decizie, un plan de acțiuni prevăzut acum încă 2 ani în urmă. Fracțiunea PAS din Consiliul Municipal Chișinău nu va vota majorarea tarifelor pentru colectarea, transportarea și depozitarea deșeurilor din municipiul Chișinău. Și aici mă mai adresez odată primarului. Domnule Ceban, haideți mai întâi să faceți lucru și doar după asta să discutăm despre majorări. Vrem să vedem că deșeurile sunt sortate, sunt colectate separat, vrem să vedem platforme de gunoi amenajate și dacă tot dați exemplu că la Cluj tariful este mai mare decât la noi, creșteți nivelul de calitate a serviciilor privind managementul deșeurilor din capitală. Repet, fracțiunea PAS din Consiliul Municipal Chișinău nu va vota majorarea tarifului. Asta este tot ce am vrut să vă comunicăm. Dacă sunt întrebări, vă rog frumos să ne le adresați. Dacă nu, vă mulțumim mult pentru atenție. Vă dorim sărbători fericite și un Paște frumos. Mersi!